Astăzi v-am pregătit favoritele lunii ianuarie. Am câteva produse interesante, zic eu, și spre surprinderea voastră am și niște produse de îngrijire, ceea ce la mine nu prea se întâmplă asta. Am descoperit niște produse minunate pe care le ador și vreau să le împărtășesc cu voi. Am și ceva de make-up care o să vă arăt și nu sunt foarte multe, să nu vă așteptați că sunt foarte multe și știu că o să postez videoclipul ăsta cam târziu, adică trebuia să-l postez la sfârșitul lunii trecute, dar n-am apucat. Așa că o să-l vedeți acum. Și aici să încep cu produsele, o să încep cu cremele și anume am această cremă de la Bioten cu miere și galbenele, este pentru tenul uscat și sensibil. Am primit-o de la Lorena în swap-ul cu Lorena, pe care vi-l las aici, dacă nu l-ați văzut deja să treceți să-l vedeți. Este o cremă minunată, sincer. Am folosit, până acum foloseam cele de la Gerovital. Încetează, șezi! Când acum foloseam cremele de la Gerovital. Da, mai nou câinele meu stă cu mine în cameră și face o groază de zgomot. Deci dacă auziți ceva, vă rog, nu-l luați în seamă. Mă rog, deci până acum foloseam cremele de la Gerovital. Aveam o groază de cojițe în jurul nasului și nu era deloc frumos. Și de când o folosesc pe aceasta, nu știu, mi-a remediat cât de cât cojițele acelea oribile. Și, nu știu, mi se pare o cremă foarte, foarte bună și am văzut că este destul de accesibilă ca preț. De fapt, este foarte accesibilă ca preț. Și miroase și bine. Și mai zic că își face și treaba. Deci, vi-o recomand pe aceasta. Următorul favorit este, tot așa, o cremă de la Yves Rocher. Este, tot așa cum se cheamă, Hydra Vegetal. E o cremă de ochi. Scrie în franceză pe ea, deci. Este, din câte am înțeles, o cremă pentru ochi umflați și cearcăne, să facă bine la chestiile astea și, într-adevăr, eu am ochii umflați dimineața și cearcăne și mac. Și această chestiuță este minunată. După ce că e hidratantă, mai îmi atenuează și cearcănele pe care le am dimineața și, nu știu, îmi dezumflă ochii, este minunată, deci o iubesc. Și, sincer, o folosesc și seara, chiar dacă e mai mult pentru dimineață, dar nu contează, o folosesc și seara, nu știu, îmi face ochii să simtă mult mai bine. Și vi-o recomand. Nu știu cât costă, pentru că am primit-o, dar cu siguranță după ce o termin o să mă duc să mi-o recumpăr, pentru că este super. V-am vorbit în produsele care m-au dezamăgit, am vorbit de masca placenta și v-am zis că am încercat mai nou niște produse de la Pantene și mi-au plăcut foarte mult. Și este vorba de aceste două produse, șamponul și balsamul. Se cheamă Aqua Light și este pentru părul subțire cu tendință de îngrașare. Are tendință de îngrașare părul meu și mai nu este și subțire pentru că l-am făcut cu placa, mă rog, înainte îl făceam cu placa în fiecare zi și acum arată groaznic. E bine, acest șampon curăță extraordinar de bine părul și acest balsam hidratează într-un hal, deci nu pot să vă descriu, hidratează super bine părul. Acum este foarte despălat și în toate direcțiile și nu l-am întins deloc cu placa, dar vă zic, hidratează super bine, deci mă dau cu acesta și formă îmi dau cu un ulei sau cu un balsam din acela de se dă pe părul uscat și arată extraordinar de bine părul, deci nu mă aștept, părul meu care arată groaznic. Este foarte ars de placă, e bine cu acest produs și cu un ulei sau ce mai folosesc eu de păr, arată super. Deci vi le recomand pe acestea și sunt foarte accesibile, l-am văzut mai devreme la Meca, l-am văzut cu 9 lei acest șampon și balsamul era 11 lei. Și ca să termin cu produsele de îngrijire, o să vă arăt această acest aftershave, balsam aftershave, mă rog, despre care vorbește tot YouTube-ul și a pornit de la Niki Tutorials și tot așa. Am două chestii să vă spun. În primul rând că este un produs minunat. Vreau să fac un review și o demonstrație și așa, dar am zis că deja sunt foarte multe pe YouTube și nu are rost. Dacă vreți, eu vă fac, dar nu știu dacă mai are rost. Îmi spuneți în comentarii. Treaba este că, într-adevăr, lipește machiajul, fondul de ten, bronzerul, blush-ul, tot ce vă dați pe față, lipește acolo, stă toată ziua. Este intact. Numai că, în ultimul timp, am început să-mi apară niște coșulețe și nu știu dacă e din cauza acestui produs. Nu ar trebui să fie din cauza lui, pentru că este pentru ten sensibil, dar eu o să încerc să nu mai mă dau cu el o perioadă și să văd dacă îmi dispar coșulețele și dacă după ce îl reiau, o să-mi apară iar coșulețe, înseamnă că e din cauza lui.
Și sper să nu fie din cauza lui, pentru că este un produs minunat și nu vreau să cred că el îmi provoacă coșulețele, deci sper să nu fie din cauza lui. Deci este minunat. Și ca să încep cu chestiile de machiaj, sunt foarte puține, dar vi le arăt. O să încep cu această noutate care a apărut la mine în colecție, este frumusețea asta. Spuneți voi că nu este drăguță. Este o paletă de contur și iluminare, mă rog, de la NYX. Am găsit-o pe Makeup Shop. Mă gândeam să-i fac un review și la aceasta. Deja pregătisem, dar dacă vreți să vedeți, să-mi spuneți și de aceasta. Dacă nu, n-o să mai filmez. Este absolut minunată. Are aceste patru pudere de contur și aceasta este minunată pentru a seta anticearcănul. Acesta este un fard extraordinar de bun pentru iluminare și acestea tot așa, pudre de setare, mă rog. Vreau să vă zic că este super și nu numai că o puteți folosi pentru a vă contura fața, dar o puteți folosi și pentru un machiaj simplu al ochilor. Deci cu această paletă vă încadrați și într-un machiaj al ochilor și un machiaj al feței. Eu zic că este minunată și dacă vreți să vă spun mai multe despre ea, lăsați-mi un comentariu. O să continui cu chestiile de machiaj. Am aici cele două creioane retractabile de la ColourPop. Sincer, mă gândeam dacă să le menționez sau nu, pentru că aceste produse nu se găsesc la noi și nu știu, dacă aveți cum să faceți rost de ele, eu vă recomand din toată inima. Dar dacă nu, să ne rugăm cu toții să livreze și la noi în țară, pentru că sunt niște produse minunate. Am aceste două creioane de ochi, unul este verde și unul este argintiu. Vreau să vă zic că eu am niște ochi foarte sensibili și îmi lăcrimează la orice pas. Nu știu, dacă e frig afară sau dacă bate vântul, mie îmi lăcrimează ochii. De aceea folosesc rimel waterproof și când vine vorba de creioane, bine, nu prea îmi rezistă. Nu... Când vine vorba să-l pun pe linia apei, nu știu, rezistă maxim o oră. Cel mai bun creion pe care l-am încercat mi-a rezistat maxim o oră. Și mă scoate din sărite chestia asta. Ei bine, cu aceste creioane, nu știu, deci mă dau cu ele și îmi rezistă toată ziua. Nu vă glumesc, chiar îmi rezistă toată ziua. De dimineață până seara, creionul rămâne acolo la ochi. Este minunat. Și pe linia apei rezistă și nu mai zic dacă vă dați pur și simplu pe pleoapa inferioară sau, nu știu, îl folosiți pe păs de tuș, vă rezistă super mult. Dacă ați încercat tușul de la Benefit, ei bine, o să vă faceți o idee, pentru că acela nu se ia decât cu un demachiant foarte, foarte bun pe bază de ulei. Și aceste creioane sunt exact la fel. Deci sunt exact la fel și sunt super, au niște culori, nu vreau să vă descriu, deci o să vă las niște link-uri în descriere. Cu următoarea ocazie care pot să-mi comand ceva, o să-mi iau foarte multe creioane din acestea, pentru că sunt minunate. Vi le super recomand pe acestea. Dacă aveți posibilitatea, nu ezitați, încercați măcar unul să vedeți cum este. Următoarele produse sunt tot de la ColourPop. Îmi pare rău dacă vă enervează că vă prezint niște produse care nu se găsesc la noi. Dar nu am cum să nu le menționez, pentru că sunt extraordinar de bune. Nu știu, sunt... nu pot să vă descriu. Deci sunt minunate. Am două culori, vi le-am arătat. Acesta este Tulle și Bumble. Sunt superbe. Sunt niște culori superbe și rezistă așa de bine. Rezistă așa de bine. Problema cu ele este ori o să le iubiți, ori o să le urăți. Pentru unele persoane sunt foarte uscate, ca să zic așa. Adică, mie personal nu mi se pare asta. Nu știu, am auzit tot felul de păreri că pentru unele persoane sunt groaznice, că usucă buzele și mă rog. Dar mie, sincer, mi se par mai uscate cele de la Stick. Adică, îmi usucă așa de tare buzele cele de la Stick și totuși îmi plac și le port super mult. Dar acestea mi se par chiar, nu știu, nu pot zic hidratante, dar mi se par super ok, nici nu le simțiți pe buze. Mi se par mult mai bune decât cele de la Sleek. Și ultimul produs este acest top coat de la Catrice, care este minunat. Sincer, am încercat foarte multe top coat-uri pentru că am zis că am o problemă cu unghiile și nu-mi rezistă, mi se ciobesc unghiile la câteva ore, dacă nu, mă rog, cel mult la o zi. E bine, și cu acest top coat îmi rezistă cât de cât... De exemplu, am pe acesta de 4 zile și încă este destul de ok. Mai s-a ciubit pe ăla un colț, dar eu zic că 4 zile pentru mine este super bine. Depinde și de ojă, pentru că
cu cele două oje pe care vi le-am prezentat în produse care m-au dezamăgit, nu mi-a rezistat nici cu acest top. Dar în rest, toate ojele pe care le-am în colecție sunt... se combină foarte bine, nu știu, se înțeleg foarte bine ojele mele cu acest top coat și mi se pare foarte bun. Sunt deja la a doua sticluță și o să-l tot recumpăr până găsesc unul mai bun, dar nu știu. Îl recomand pe acesta, îl găsiți pe 1001 Cosmetice, este foarte bun și accesibil. Cam atât pentru filmulețul de astăzi, sper că v-a plăcut. După cum vedeți, am pus și oglinda în sfârșit și dacă stau bine să mă gândesc, am uitat să aprind luminițele. Da, se pare că am filmat tot acest clip cu luminițele stinse, dar acum nu o să mă apuc din nou de el pentru că deja am filmat o groază. Dar data viitoare o să le vedeți aprinse și frumos. Da, cum ziceam, acestea sunt produsele pe care le-am îndrăgit în luna ianuarie și pe care cu siguranță o să le îndrăgesc și lunile ce urmează. Stați liniștite că v-am promis de o groază de timp un room tour și o să-l fac cât de curând, numai că trebuie să fac ordine în camera asta și trebuie să prind un moment când este soare afară ca să nu stau cu luminile, pentru că nu o să am loc de ele prin cameră să vă arăt, să vă prezint ce e pe aici. Următoarele clipuri cu siguranță o să fie un room tour și voi să-mi ziceți dacă vreți să vedeți review la paleta la aceasta și la acest aftershave. Pentru că eu vreau să le fac, dar deja sunt foarte multe review-uri și nu știu dacă are rost. Dacă vreți să vedeți neapărat, eu îl fac cu cel mai mare drag. Și dacă aveți oricum alte sugestii, să știți că eu le iau în considerare și vă răspund la toate comentariile. Tot timpul stau și răspund la ele. Nu uitați să treceți pe Facebook și pe Instagram, mai ales pe Instagram, pentru că acolo postez foarte des. Nu știu, acolo mi-e mai ușor să vă anunț diverse chestii, să vă întreb diverse lucruri despre canalul de YouTube, despre ce filmulețe să mai postez. Deci acolo sunt mai activă și o să vă țin la curent cu aproape tot. Vă las link-urile pe aici pe undeva. Dar nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest videoclip și subscribe dacă mai vreți să mă vedeți. Cam atâta, fetelor. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Pa!